Filmulețul a încercat să sumarizeze cumva problemele pe care trebuie să le ridicăm astăzi, chiar dacă nu sunt neapărat probleme de ordin social și este mai greu de înțeles pentru presa generală. Este important de reținut faptul că motivul pentru care am făcut astăzi conferință de presă este de a anunța un abuz din partea ANAF, care practic îngenunchează un sector economic, transporturile rutiere de marfă, care au o contribuție majoră pentru economia României, chiar dacă acest lucru pare puțin de crezut. O să vă fac o prezentare în care să vă prezint câteva cifre, să înțelegeți de ce este importantă această temă. Deci, practic, conferința, tema centrală a conferinței este, practic, controlul ANAF a diurnei șoferilor și reîncadrarea acestor sume ca venituri de natură salarială. De ce au apărut aceste controle? Problema, așa cum se produce diurnă astăzi, situația este de 30 de ani. Legislația nu s-a schimbat major în domeniu. Este aceeași, v-am spus, de foarte mulți ani, aceeași practică și pentru transportul și pentru alte sectoare economice. Însă, de un an și ceva, au început controle din partea ANAF și o reinterpretare a legislației, care merge în zona de reîncadrare a diurnelor ca venit de natură salarială. Ce înseamnă asta? Înseamnă, practic, constituirea unor sume la care se aplică impozit pe venit, contribuții sociale și penalități, pentru că aceste controle se fac pe ultimii 5 ani, retroactiv. Această situație, la început, a apărut o glumă și doar că se adresează unui segment subțire de firme de transport din România. Însă, ulterior, problema s-a agravat și astăzi, practic, afectează și vizează mai mult de un sfert din firmele de transport din România. Avem aproape 40.000 de firme de transport și se pare că aproape jumătate dintre ele au această problemă, deci se poate spune că jumătate dintre ele nu știu să citească legea. Sau este vorba de o interpretare abuzivă a ANAF a legii. Tocmai de aceea, practic, problema a început de la niște controle ale firmelor de transport românești în vestul Europei și din cauza faptului că firmele românești le fac concurență puternică pe piața europeană, românii fiind, practic, a treia națiune după Polonia și Lituania, care realizează cele mai mari volume de transport internațional în Europa. În această situație, evident că s-a pus problema concurenței neloiale, pentru că avem un avantaj, și anume costul social, salariul șoferului. Și atunci s-au gândit să acționeze pentru acest palier și au rugat ANAF, Inspecția Muncii din România, să controleze aceste firme, reclamând că lucrează ilegal. Evident că aceste firme respectă legislația din România și, practic, folosesc avantajul pe care l-au firmele de transport în România, și anume acela de a acorda diurnă șoferului, în limita de 2,5 ori suma care se acordă salariaților statului. Ceea ce este perfect legal. Inclusiv ANAF, printr-un mai multe răspunsuri oficiale, a confirmat faptul că firmele de transport pot acorda indemnizații de detașare, de delegare diurnă, nu mai mare de 2,5 ori nivelul pe care îl primesc și funcționarii de stat. În același timp, există și două decizii ale Curții Europene de Justiție, una în decembrie 2020, care face referire la directiva detașării, pentru că ANAF, în controlele pe care le fac la firmele de transport, se prevalează de această directivă a detașării și atunci spun că șoferii români ar trebui plătiți cu același salariu ca șoferii din statele în care lucrează. Numai că Curtea Europeană de Justiție spune două lucruri foarte importante. Unu, transporturile nu pot respecta în aceeași măsură directiva detașării ca alte domenii, construcțiile, agricultura, pentru că în transportul lucrătorii sunt mobili. Ei nu stau în același stat o lună, o săptămână, un an și nefiind în același stat, ei practic nu pot fi încarchiruiți într-un anumit teritoriu unde sunt detașați. Și atunci, practic, Curtea Europeană de Justiție spune că directiva detașării se aplică doar atunci când se fac curse naționale în interiorul unui singur stat. Asta e un detaliu de tehnic care sper că îl înțelegeți. Apoi, mai există încă o decizie a Curții Europene de Justiție care spune că această diurnă sau indemnizație de detașare intră în calcul salariului minim brut sau a remunerației minime. Aici este o nuanță foarte importantă pentru că când vorbim de salariu minim, ANAF-ul interpretează ca salariul de încadrare al șoferului. În schimb, directiva detașării face de fapt referire la un
la o sumă, un venit net al șoferului, nu la salariul de bază, ci la totalitatea elementelor care se plătesc salariatului, angajatului, adică salariul de încadrare, indemnizație, prime, bonusuri, toate intră acest salariu minim sau remunerație minimă, cum a fost numită ulterior, pentru a clarifica și mai bine directiva detașării. Și atunci ANAF când vine în control, se întâmplă să dacă detașezi, să îndeplinești acest salariu minim, nu este salariul, dacă diurna asta te este salariul minim, tu trebuie să plătești CAS și impozite pe această sumă. Ceea ce este fals și este o interpretare abuzivă. Firmele de transport au ridicat această problemă în numărate rânduri, ANAF, Ministerului Finanțelor, Primului Ministru, și în final s-a constituit un grup de lucru, care din păcate și-a închis lucrările mai devreme decât așteptam noi, adică după 3-4 întâlniri s-au închis sesiunile de întâlniri fără nicio explicație, deși firmele de transport au susținut întotdeauna faptul că lucrează legal, respectă legislația din România, respectă legislația europeană și așteaptă să fie tratate în consecință. Cerința transportatorilor, pentru că astăzi sunt deja aproape 200 de firme aflate în curs de control sau cu controlul finalizat, deci cu decizii de impunere pe sume de la 200.000 de euro până la 70.000 de euro, aceste firme, practic, sunt în diverse faze de discuții cu ANAF, contestații în instanță, unele au pierdut, altele au câștigat în instanță, pentru că nici judecătorii nu au competență fiscală să înțeleagă aceste finețuri ale legislației pe care Ministerul Finanțelor și ANAF nu le poate respecta. Și atunci cerința Breslei, a patronilor din transporturi, a fost, unul, amnistie fiscală pentru toți cei controlat până la clarificarea și elaborarea unei note clare de orientare a modului în care se interpretează legislația, să există un mod unitar de interpretare, lucru care, din păcate, din partea autorităților nu a venit. Nu există niciun fel de explicație referitor la aplicarea legii, nu s-a dat curs invitației de a face această notă de orientare, mai mult decât nu s-a dat niciun răspuns referitor la amnistia fiscală sau nu. Situația a rămas în coadă de pește și firmele de transport, prin patronatele aici prezente, au cerut de mai bine de 3 luni, sunt scrisori oficiale făcute către Florin Câțu, încă de pe vremea de când era ministru al finanțelor, de acum un an, la care nici astăzi s-a primit răspuns. Ceea ce iarăși este o nerespectare a legislației. Ce trebuie să atragem atenție este faptul că numărul de firme care practic sunt în culpă după cum interpretează ANAF este foarte mare. V-am spus mai devreme, vorbim de peste 10.000, 15.000 de firme care practic toate acordă diurnă în același mod. În această situație, dacă 15.000 de firme de transport nu aplică, nu știu să citească legislația, este clar că singura soluție este amnistia fiscală și resetarea legislației într-un mod în care să fie clar pentru toată lumea. Asta este ceea ce se cere în mod excepțional. Și v-am dat aici niște cifre care poate vă trebuie să argumentați această idee. Faptul că, din datele de la INS, peste 70% din tonele kilometri facturate de România se efectuează în transporturile internaționale. Din toate transporturile internaționale care se fac de către camioanele românești, jumătate sau puțin peste jumătate se realizează exclusiv pe teritoriul Comunității Europene. Se efectuează în afara României. Asta înseamnă că peste 35% din cursele de transport pe care le fac camioanele românești se pot încadra în acest scenariu a plății șoferului cu diurnă, îi se acordă diurnă pe care ANAF o consideră de fapt salariu. Deci, practic, suma și fenomenul este de masă, de amploare, de aceea trebuie luată o măsură capitală, o măsură foarte drastică, o măsură energică, care poate să vină doar de la guvern, și anume amnistia fiscală pe diurnă, nu numai pentru firmele controlate astăzi, ci și pentru cele care poate vor fi controlate mâine sau peste un an sau peste 5. Vorbeam de faptul că este un număr foarte mare de firme la care se poate aplica aceleași penalități. Da? Astăzi sunt controlate 200. Dacă nu vor fi controlate toate 10.000, toate 14.000 cât ori fi, practic se face o discriminare pentru firmele care astăzi sunt într-o situație în care nu pot să-și plătească datorile către stat. Dacă se vor verifica toate, asta înseamnă că va dura 15 ani, 20 de ani, 100 de ani, nu se știe. Este clar că este o anomalie aici și trebuie făcut un demers în așa fel încât să se soluționeze această problemă cât mai repede.
mai ales că sunt firme care, după cum v-am spus, deja au intrat în faliment sau în insolvență, în urma acestor controle, vorbim de firme care au și două camioane, adică nu este un tipar. Sunt firme care au 100 de camioane și care au sume de impunere de plată până la 70 de ani de euro. Sunt firme care au doar două camioane și care au început de 3 ani, de un an să lucreze și sunt deja închise. Care este fenomenul direct? Este faptul că din sumele importante care se plătesc astăzi ca taxe și impozite, este clar că multe dintre ele se vor evapora într-un an, doi. Da? În momentul de față, tot conform INSE, avem exporturi de 62 de miliarde de euro și importuri de 80. Avem un deficit comercial de 18 miliarde anul trecut. Trebuie să ținem cont de faptul că numai transporturile internaționale de mărfuri exportă servicii de 5,53 miliarde de euro. Dacă aceste sume din exportul de servicii nu vor mai exista, România are o problemă. Are o problemă economică, are o problemă de curs valutar, pentru că, practic, deficitul comercial se va adânci până la peste 20-21 de miliarde de euro. Ideea este dacă ne permitem ca stat, ca economie, acest lucru. Asta este de neînțeles pentru noi, pentru că sectorul transportului niciodată nu și-a pus problema să ceară, eu știu, facilități. Totdeauna au lucrat în cadrul legii. În momentul de față nu mai sunt în aceeași poziție și atunci se simt amenințate și există doar două variante. Așa cum spuneam și în filmulețul pe care l-ați văzut mai devreme, este varianta mutării firmelor în alte state, pentru că trebuie să recunoaștem că sunt state vecine, chiar vorbim de Ungaria în mod special, de Polonia, de Lituania, care consideră transporturile sectoare de strategie națională și sunt foarte susținute. În România n-a fost cazul, deși dacă vă uitați bine, transporturile au o contribuție foarte importantă pentru PIB-ul țării. Da, am pus aici doar două coduri KN, deși transporturile practic influențează mult mai multe sectoare pe orizontală. Vorbim de industria de finanțare, de leasing, de asigurări, de reparații, de anvelope, de softuri. Sunt extrem de multe firme care depind de aceste firme de transport în România, de servicii. Dar dacă ne referim strict la transporturi, avem 40.000 de companii, da, care fac o cifră de afaceri de 1,3 miliarde, numai pe codul CAIN 4941, plus încă 2 miliarde de euro pe parte de expediții. Dacă vă uitați la profit, profitul este 912 milioane de euro, ceea ce arată, dacă raportăm la cifra de afaceri de 11 miliarde de euro, că transporturile sunt o activitate foarte competitivă. Marja de profit este sub 1%, 0,8% mai exact. În situația asta, o sumă pe care ANAF vine și o impune retroactiv cu penalități pe ultimii 5 ani depășește cifra de afaceri făcută de un an sau 2 ani de firma respectivă. Chiar dacă ajunge în instanță cu sentință definitivă ca să plătească aceste sume către bugetul statului, cele mai multe firme, după cum vedeți, o astfel de marjă de profit, nu au de unde, nu au acești bani. Pentru că toate asset-urile lor pe care au camioanele, în mod special, sau autobazele, sunt în leasing. Da? Deci ANAF poate să vină să ia praful de pe tobă, ca să zicem așa. De foarte multe ori, inspectorii ANAF sunt conștienți de acest lucru și le spun firmele de transport, asta este, știm, intrați în insolvență, ne pare rău. Problema este de ce se face acest control în continuare, dacă se știe că, practic, nu se poate recupera mare lucru. Da? De aceea, patratele din transporturi consideră că unul dintre motive este efectiv distrugerea rețelei de transport la comanda statelor vest-europene care își doresc să scape de concurența românească pe partea de transporturi. Astea sunt scurtele informații pe care le-am prezentat ca să înțelegeți care este contextul problemei și acum o să dau cuvântul reprezentanților patratelor din transporturi, care vedeți că această problemă sunt foarte uniți. Avem la masă 7 patratele transporturilor. Și voi începe prin a-i da cuvântul mai întâi domnului Dorin Jurjuț, din partea APTE 2002, și de asemenea, în nume personal, cumva, ca antreprenor în transport. Vă rog, domnule Jurjuț, aveți microfonul. Bună ziua! Numele meu este Dorin Jurjuț, sunt antreprenor român și activez în domeniul transporturilor de peste 20 de ani. Reprezint aici asociația APTE 2002, o asociație care reunește firmele cu capital românesc, mai ales din vestul țării. Din păcate, în acest timp cât durează întâlnirea noastră, o firmă românească de transport pune lacăt la ușă. Cum se va simți acel proprietar, acel investitor, în cel mai bun caz, dacă nu dă faliment, se gândește să se mută în Ungaria
sau în Slovacia. Oare asta îți dorește guvernul României, că nu intre în dialog cu noi? Suntem unul dintre puținele domenii de activitate încă care de-a lungul timpului am făcut dovada că suntem competitivi. Facem competiție tuturor firmelor din vestul Europei. În măsura în care noi vom fi impozitați cu diurnele, nu vom mai face față concurenței din Ungaria, Polonia, Slovenia și din alte state, inclusiv din statele vestice, unde diurna este scutită de taxe salariale. Facem foarte mult export de servicii. 25% din serviciile exportate din România le reprezintă transportul internațional. În ultimile luni suntem martori unor acțiuni concertate ale statului român, inclusiv ale ANAF, care vizează fără echivoc distrugerea transportului românesc prin impozitarea retroactiv pe 5 ani a diurnelor. Asta înseamnă exact cum am fi în anul întâi de facultate și mi se modifică mediile de absolvire de-a lungul liceului. Ne trezim dintr-o dată în clasa a 8-a. Aceasta este poziția primului ministru, din păcate. Nu au fost operate modificări în lege în ultimii 25 de ani. Toate firmele, nu numai 15.000, 40.000 de firme care sunt în România, lucrează după aceleași reguli. Am fost controlați de nenumărate ori, nu ni s-a atras niciodată atenția, nu se a intrat niciodată în dialog cu noi ca să ne spună cum vom lucra de acum înainte. Ce se va întâmpla cu noi? Până la urmă, dăm de lucru la peste 350.000 de angajați. Costurile de operare sunt așa de mari și competitivitatea e așa de puternică cu firmele cu care ne concurăm, în special firmele din fostul lagăr socialist, încât abia reușim să supraviețuim. Ne vin impuneri de la ANAF care reprezintă de două ori cifra de afacere pe un an de zile. O sumă imposibil de plătit, care niciodată nu a fost luată în calcul și nu avem de unde să o plătim. Chiar dacă am vrea pe viitor să lucrăm cu impozitarea diurnelor, să ne fie impozitate diurnele, asta ne-ar scoate de pe piață. Pentru că noi nu ne concurăm noi între noi, firmele românești. Ne concurăm cu firmele din exteriorul țării. Din păcate, ministrul de finanțe în momentul de față nu avem. ANAF-ul refuză cu încăpățânare să intre în dialog cu asociațiile patronale. Nu ne ascultă argumentele. Primul ministru nu ne bagă în seamă. Ce putem să facem? Singura metodă e ca să ne vedem în septembrie în București. Nimeni nu vrea să aducă camioane în București. Dar nu mai avem ce pierde. Asta este situația în momentul de față. Peste toate, guvernul ne mai pregătește o bucurie. Adică ne-a mai făcut o bucurie. Carantinarea șoferilor. Este inacceptabil. Singura țară din Europa care își bagă proprii șoferi când vin în țară în carantinare. Este luna august, este luna concediilor. Știm toți dintre noi cât de greu găsim forță de muncă. Șoferii merg în concedii, sunt camioane care efectiv sunt trase la gard, iar peste asta ne mai vine cireașa pe tort, carantinarea șoferilor. Toată comunitatea europeană a creat coloare verzi de transport, tocmai pentru a nu se întrerupe lanțul de transport, numai noi, în România, băgăm șoferii în carantinare. Transporturile trebuie să meargă mai departe și să considerăm că este un sector vital pentru economie și mai ales pentru România. Dar, din păcate, problemele firmelor de transport românești sunt ignorate de guvernul României. Atât am avut să vă spun. Îmi pare rău de situația care... Important este precizat faptul că în sală se mai află încă aproape 100 de transportatori, membri ai asociațiilor profesionale prezente în prezidiu, care au venit astăzi să arate că susțin liderii
și că sunt foarte hotărâți în demersurile viitoare pe care vor să le facă. De asemenea, toată lumea va fi disponibilă pentru interviu ulterior, dacă doriți, și din partea membrilor asociațiilor și a liderilor lor. Mulțumesc, domnul Jurjuț. Aș vrea să-i dau cuvântul Lorenei, dacă se poate, de la Lorena Sandu, de la UNTRR, să prezinte și poziția asociației pe care o reprezintă. Bună ziua și vă mulțumesc atât membrilor care au venit să ne susțină, cât și presei. Vreau să întăresc ceea ce a spus colegii mei și să spun că noi, industria transporturilor, nu am venit aici ca să solicităm facilități fiscale. De 30 de ani nu am beneficiat de facilități fiscale, ba mai mult, am suportat și supraacciza. Vrem să atragem atenția că suntem a 8-a piață de transport rutier din Uniunea Europeană și ne poziționăm pe locul 3 după Lituania și Polonia la transportul tip cross-trade, care reprezintă 10,5% din acțiunea firmelor, din activitatea firmelor de transport. La cabotaj efectuăm 8,2% din activitatea pe Uniunea Europeană după Polonia și Lituania. Și ca și țară, noi suntem a 15-a economie a Uniunii Europene. Deci transportul fiind pe locul 8 spune foarte multe din punct de vedere economic. Trebuie să înțelegem acest lucru, ceea ce a spus și domnul Jurjuț. Noi nu ne concurăm între noi, concurăm cu statele, cu transportatorii din celelalte state membre ale Uniunii Europene. Toate piețele europene și toate statele membre își apără operatorii de transport, drept dovadă pachetul de mobilitate 1, care a fost împins înainte de Franța și Germania, la început prin legea Miloc și Macron, iar acum prin votarea pachetului de mobilitate 1, care va produce efecte începând cu februarie 2022. Toate statele membre încearcă să-și apere industria și își pregătesc, nu facilități, încearcă să-și protejeze transportatorii astfel încât să fie competitivi cu ceilalți operatori din statele membre ale Uniunii Europene. Numai România ne pune aceste piedici. Nu am venit aici decât după ce am avut discuții cu autoritățile. În septembrie 2020 ne-am întâlnit cu domnul Câțu, care era ministrul finanțelor în acea vreme, cu doamna Mirela Călugăranu, care era președintele ANAF-ului, și am atras atenția acestor probleme. De atunci și până acum am făcut peste 34 de adrese autorităților, rămase fără răspuns. Sau răspunsul venit de la autorități a fost același. Legislația nu s-a schimbat, avem voie să dăm diurnă, suntem obligați să dăm diurnă, în cuantum de 2,5. Din răspunsul primit de la ANAF, rezultă că ei nu au voie să facă reîncadrarea diurnei, că nu pot să schimbe contractul de muncă al unui șofer, ce o poate face numai inspecția muncii, dar cu toate aceasta reîncadrarea diurnei o face ANAF, fără să aibă o decizie și din partea inspectorilor muncii. Legislația nu s-a schimbat, însă diurna se reimpozitează. Nu putem să dăm timp înapoi. În ultimii 5 ani au fost foarte multe controle ale ANAF-ului care s-au finalizat fără reîncadrarea diurnei și nu ne-au atras atenția la controlele din ultimii 5 ani că ar fi o problemă cu acordarea diurnei. Aceste probleme au început cu anul 2020 sau decembrie 2019, când au început primele controle cu reîncadrarea diurnei. Considerăm că nu am greșit cu nimic. Nu solicităm facilități, solicităm doar clarificări privind acordarea diurnei. Trebuie să știm în ce condiții trebuie să o acordăm. În momentul de față nu am primit nicio notă de orientare și, de asemenea, solicităm amnistia fiscală, atât pentru firmele verificate, cât și pentru firmele care încă nu au fost verificate. Vă mulțumesc! Domnul Alin Crețu, din partea Ford. Bună ziua, mă numesc Alin Crețu, din partea Ford și ATM Bucovina. Din păcate, suntem aici să ne plângem, să spunem realitatea, ce au spus și colegii mei antevorbitori. Problemele le voi spune aceleași doar prin alte cuvinte.
Situația în care se află transportul rutier de mărfuri în momentul de față este catastrofală din următoarele motive. Nu există dialog constructiv cu Guvernul, cu Ministerul Transporturilor, cu Ministerul Economiei, cu Ministerul de Finanțe și asta creează, ne creează problemele și domeniul de activitate și al transporturilor. Absolut tot ceea ce se stabilește în guvern sau s-a stabilit până acolo a fost fără consultarea noastră și au fost luate decizii fără consultarea noastră și noi, din păcate, avem o lipsă de predictibilitate în viitor. Suntem cu capul sau cu gâtul sub ghilotină. Fiecare dintre noi nu știm dacă vom fi controlați mâine, luna viitoare sau peste două luni sau unii scăpăm, unii nu scăpăm. Scapă cine are noroc pe aceeași legislație pe care, cu toate că acum 5 ani a mai fost dat o amnistie pe aceeași legislație, Ministerul Muncii spune clar că suntem obligați ca angajatori să acordăm aceste diurne sau indemnizații de delegare. ANAF-ul spune contrariul, că nu avem voie să dăm fără taxe, fără a plăti taxele pe aceste sume. Aceste abuzuri, că s-au dovedit a fi abuzuri de unele instanțe judecătorești, încalcă și legislația națională, dar și legislația europeană. În grupul de, am spus de grupul de lucru, și în primul rând e contrară intereselor naționale ale economiei românești. Deci asta, prin tot prin cifrele prezentate de doamna Matei, prin date de la Institutul Național de Statistici sau din raportările Băncii Naționale a României, se dovedește lucrul ăsta. Din perspectiva noastră, imaginea de ansamblu este cea legată de o disoluție a raporturilor prevăzute în legislația privind dialogul social și un atac fără precedent la adresa unei dintre cele mai importante segmente economice din România. Presiunea pe patronate vine din partea transportatorilor și este datorată acestor abuzuri și din cauza faptului că nu s-au și nici până acum. Deci am avut, cum au spus și antevorbitorii mei, grup de lucru. Am avut întâlnire cu domnul premier în postura lui de ministru al finanțelor anul trecut în septembrie. Problematica se știe. Presiunea transportatorilor este enormă asupra patronatelor. Deci nu mai știu, nu mai sunt disperați și când spun cuvântul disperare, nu exagerez cu nimic. Oamenii au venit astăzi în această sală de la Satu Mare, Arad, Timișoara, Suceava, din toate colțurile țării. Și o spun cu prin vocea noastră, nu mai suport acest stres pentru a trece în ziua de mâine și fără a ști dacă vor fi și vor mai continua business-ul și vor mai putea plăti angajații, ratele și așa mai departe. Sunt oameni care au investit în totul, într-o firmă și au pus casele gaj sau dacă nu și le-au pus casele gaj, sunt fii de josori sau așa mai departe, pierd totul. Problematica, repet, că e aceeași, ce au spus și antevorbitorii mei, vor fi două variante. Ori vor pleca din țară, ori vor fi închiși. Dacă nu se acordă această amnistie și nu se va face un ghid de bune practici prin care să fim învățați cum va trebui să procedăm și în ce limită vom putea pune această diurnă, această indemnizație care există în orice stat membru UE. Deci fiecare stat membru are această indemnizație tax-free. Nu suntem noi singuri, cu toate că unii nu înțeleg lucrul ăsta, absolut orice țară are diurnă pe lângă salar. Orice are și componenta asta. Cu problematica carantinării șoferilor e o măsură absurdă. La fel, singura țară care ia această măsură împotriva șoferilor noștri. Șoferii noștri, și așa i-avem puțini,
Și așa avem un deficit de șoferi pe piața transporturilor rutiere. Se poate ajunge în situația catastrofală să nu mai facem transport, aprovizionare în România. Ceea ce știm prea bine că marfa de la raft, 70% din marfă este importată. Deci se poate ajunge în această situație. Sau cealaltă situație, să-i lăsăm pe alți străini, pe străini, să ne facă ei transporturile. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă președinte! Domnul Ștefănescu de la Cotar. Bună ziua! În primul rând mulțumesc presei că a acceptat invitația noastră și întotdeauna a fost obiectivă cu problemele noastre. Nu ne-a ținut partea și a spus exact ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă. În al doilea rând, cred că dumneavoastră este cei mai indicați să întrebați guvernul de ce vrea distrugerea unor firme, pentru că toți cei de la masa asta reprezentăm, patronatele reprezintă transportatori de marfă, de persoane, activități conexe, școli de șoferi, transport urban, suburban, servisuri auto, stații ITP. Aș vrea să rețineți că toți aduc la bugetul statului 18% din PIB-ul României. Este ceva 18% din PIB-ul României, nu-i de aruncat, nu-i de culea. Și atunci nu am să puneți o întrebare. Acum 5 ani de zile s-a mai dat o amnistie. Culmea, tot pe diurnă. Deci atunci au recunoscut greșeala, au dat acea amnistie acum 5 ani. N-au rectificat cu absolut nimica, ne-a lăsat 5 ani de zile și acum vin și spun, domnule, stați ușor. Păi v-am lăsat 5 ani, dar acum scoateți banii, că nu e bine ce ați făcut. Păi dacă nu e bine, ați dat amnistie acum 5 ani de zile. De ce n-ați rectificat greșeala? De ce nu ne-ați explicat? Bă, fraților, nu e bine ce faceți. Atunci înseamnă că e un plan diabolic. Un plan diabolic pentru distrugerea transportului românesc, activităților conexe din țara asta, culmea cu capital românesc toate. Toate sunt cu capital românesc. Nimeni nu este de afară ce-i prezenți de aici. Și atunci avem o problemă. La aceste probleme se mai adaugă carburantul care se va mări, da? Acum se va mări carburantul. Aceste probleme se va adăuga și pe urmă, tot pe noi ne va înjura lumea că mărim tarifele. După mărirea tarifelor implicit se vor mări, da? Se vor mări mărfurile, alimentele. Tot noi suntem de vină, transportatorii români. Păi de ce? Haideți să vedem, dumneavoastră, cred că presa e cea mai indicată să pună întrebări guvernului. Și aș vrea să reiterez un lucru. Nu suntem aici să cerem facilități guvernului sau să spune, doamne, nu ne mai controlați. Nu. Guvernul trebuie să înțeleagă un singur lucru. Toți de la masa asta, membrii noștri, indiferent de culoarea politică a guvernului, noi suntem cu guvernul României. Suntem cu guvernul României. Noi nu cerem demisia guvernului, dar există un dar care domnul prim-ministru trebuie să țină cont de el. Dar în momentul când dumneavoastră vreți să ne desființați, dumneavoastră vreți să ne puneți oprești niște abuzuri, până la urmă, se comit împotriva noastră, trebuie să ne căutăm dreptate. Ori noi trebuie să aplicăm la toate formele legale de protest. Cred că cel mai indicat este ca domnul prim-ministru, prin subordonații domniei sale, să deschidă un dialog cu noi, să ne punem la masă și să găsim, într-adevăr, niște, cum să vă spun, căi ca să rezolvăm acest litigiu. Pentru că, vedeți noastră, în septembrie, dacă se va porni un protest, nu se va porni numai pe diurnă. Țineți cont că două firme de RCA din România dețin 75% din piață. Una este în faliment. Se va adăuga și asta. Se va adăuga problema RCA-ului. Țineți cont că se va adăuga problema transportului județean și interjudețean. Țineți cont că toate se adună până în septembrie și vedem că se adună cu pași repezi. Deci nu va veni, să ziceți că vor veni doar 100 de camioane sau 40.000 de camioane. Vor veni toți transportatorii. Ori noi nu vrem perturbarea sub nicio formă a ordinei și disciplinei sau a Bucureștiului sau ceva de genul ăsta. Dar, domnule prim-ministru, țineți cont că avem probleme. Țineți cont că se comit niște abuzuri împotriva noastră și nu este corect în momentul de față. Dumneavoastră, domnule prim-ministru, țineți cont că toți cei de la masă de aici am făcut adrese către domnul ministru Drulă
Și domnul ministru Drulă, ministrul transporturilor, nu a vrut să stea de vorbă cu transportatorii până acum. Vă rog să țineți cont de asta, domnule ministru Drulă. De ce nu ne-ați primit noi până acum la discuții să discutăm de problemele noastre care le întâmpinăm de zi cu zi pe toate drumurile naționale? Știe cineva că datorită drumurilor proaste din țara asta pe noi ne costă mai mult reparații și restul? Știe cineva? Nu știe nimeni nimic. Și toate astea duc la costul, la mărirea costului, tarifului. De ce nu știm? Eu pot să mai spun un singur lucru acum, domnule ministru Drulă. În urma adresei primite astăzi de la minister, în care toate faptele reclamate de către noi s-au adeverit, vă solicităm demiterea directorului general al ARR-ului și al secretarului de stat care se ocupă de transportul rutier. Pentru că nu s-a făcut nimic. Iar din ceea ce ne-a trimis în adresă, se pare că sunt fapte care le vor cerceta organele competente până la urmă. Deci, domnilor prim-ministru, ca să evităm până la urmă un blocaj în septembrie, și rețineți, va fi un blocaj în septembrie, care nu-l vrem cu sub nicio formă, deschideți dialogul cu transportatorii români. Deschideți dialogul, într-adevăr, cu organizațiile patronale, pentru că veți avea o surpriză. Aceste organizații patronale, unele dintre ele se vor uni și vor deveni o mare forță în țara asta. Și nu vrem să perturbăm cu nimic. Vrem, într-adevăr, să ni se respecte drepturile de transportator român și să respectăm legea toți. Unii dintre noi, vreau să vă spun, spre deosebire de unii funcționari care au 10.000 de euro pe lună, avem toate puse la bănci amanet, sau cum se spune, da? Credit, da? Gaj. Pentru că am luat mașini, am conformat legea, am luat autobuze, am luat alea, cine s-a spus prin lege. Mai avem hainele după noi. Păi noi suntem funcționari cu 10.000 de euro pe lună și doar să luăm banii. Nu, noi trebuie să ne plătim salariații, dările la stat, leasing-urile, etc. Nu se poate așa ceva. Vă rog frumos, țineți cont, domnule prim-ministru, de asta. Că dacă nu, asta este. Ne vedem în septembrie împreună cu toți transportatorii prezenți și cei care sunt membrii noștri. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, domnul Satanescu. Îi dau cuvântul și domnului Dumitru Blaga de la APULUM Alba Iulia, asociație patronală din Alba Iulia, așa cum îi spune și denumirea. Vă rog, domnul Blaga. Bună ziua. Mulțumesc de invitație și de prezență presei și membrilor noștri. Prea multe lucruri care mai fi de spus au fost punctate majoritatea sau toate probleme, toate pentru care ne-am adunat astăzi un special din urna. Și pentru, în câteva cuvinte, pentru a face o prezentare scurtă, nu vorbim de trecut, pentru că, așa cum spuneau antevorbitorii mei, dacă continuă cu aceste abuzuri ANAP, asta înseamnă falimentul industriei de transport internațional. Clar, dacă ai un camion, mult este, dacă vine ANAP-ul, astăzi discutam cu cineva la masă, este în sală, la 18 mașini are 2 milioane de euro de plată cu dobânzi, penalizări la zi. Păi crede cineva că un om care are 18 camioane are 2 milioane de euro? Poate că părem mai altfel, dar să știți că piața de transport este o concurență acerbă la nivelul de actual. Iar noi, deci de trecut, clar, trebuie amnistie, iar pentru viitor, dacă politica guvernului aceasta este de impozitarea diurnei, inclusiv cu contribuții sociale, am ieșit din piață, pentru că asta înseamnă o creștere a costului de operare cu 15%. Înseamnă că de mâine noi trebuie să mergem la clienții noștri din comunitatea europeană să cerem o creștere a tarifelor cu 15%. Din păcate sau din fericire, în sală sunt doar transportator, dar în orice domeniu, nu cred că poate cineva la ora actuală, în orice domeniu activa, să cer o majorare a prețului cu 15% din moment ce toți ceilalți competitori ai tăi merg pe aceleași tarife. Deci clar am ieșit din piață. Pe lângă aceasta, tot legat de politica statului român, în privința carantinării șoferilor, niciun stat nu-și carantinează șoferii. Atenție, România nu are dreptul să carantineze un șofer care tranzitează țara. Deci, dacă avea guvernul român o politică de faultare, să zicem, a competitorilor noștri, și să găsească o metodă prin care să-i bage în carantină când trec pe la noi prin țară, ca noi să avem o întâietate în piață, în fața lor, mai înțelegeam. Dar măsura aceasta cu împiedicarea forței de muncă românești să ne exercităm
activitatea în piața europeană, chiar nu o înțelegem. Anul trecut, când a apărut pandemia, șoferii erau în prima linie cu medici, cu nu știu cine. Erau un virus nou, nu aveam vaccin, nu cunoștea nimeni soluții. Și totuși șoferii au fost lăsați să circule pentru că reprezintă o activitate vitală pentru desfășurarea vieții. Acum avem vaccin, într-adevăr, mai mulți sau mai puțin vaccinați în funcție de țară, dar avem o soluție. Șoferii sunt cei mai protejați, zic eu, dintre multe alte meserii, pentru că ei când merg la încărcat, la descărcat, sunt protejați cu mască, nu au foarte mult contact cu alte persoane. Ei, practic, ne faultează acum tot pe români, pentru că celorlalți șoferi, cum am spus, nu avem ce să le facem. În acest fel suntem discriminați față de celelalte state europene cu care concurăm și, bineînțeles, că la noi în timp o să ne trezim că avem un deficit de câteva mii de camioane. Cursele acelea în august, în septembrie, că durează la noi carantinare, credeți că nu se vor face la nivel european? Se vor face, doar că acel clasament în care suntem acum pe locul 3 se va reașeza puțin, nu o să mai fim pe locul 3, cineva va face cursele alea și abia așteaptă ca românii să spună, din păcate nu am șofer pentru cursa astăzi, sună un prieten mâine la fel, mâine la fel, prietenul acela o să se împământenească în contractele noastre și clasamentul o să fie puțin reașezat. Dacă nu avem nevoie de cele 5 miliarde de euro anual, care vin fără un mare sau practic fără niciun efort din partea statului român, pentru că, așa cum spuneau întrevorbitorii mei, din sală toți sunt cu capital românesc, dar în transporturi peste 90% este capital românesc. Dacă statul român nu are nevoie de acele miliarde, să ne spune franc, practic ne-o cam spun, mai pe ocolite așa, pentru că la întâlnirea avută cu ANAF, cam asta a fost atitudinea, până la un moment dat nu s-au mai prezentat fără niciun răspuns. Antreprenorii au două soluții, relocare în alte țări care ne așteaptă cu brațele deschise, cum ar trebui să fie de altfel, sau faliment, închiderea, faliment în momentul în care vine ANAF sau închiderea benevolă, pentru că dacă stai și faci calcul, le zic, până aici a fost, mulțumesc, la revedere. Deci, statul român, în loc să ne ajute cu ceva, acest sector s-a dezvoltat 30 de ani fără niciun pic de ajutor, pentru că nu se pot lua nici fonduri europene pentru camioane, nimic. Totul s-a dezvoltat prin forțe proprii. Statul român, în loc să ne ajute cu ceva, nu ne ajută, dar măcar să nu ne încurce. Mai nou, cu discriminarea șoferilor, nu mai zicem de discriminare la noi în țară față de angajații de la privat, față de bugetari, care bugetarii au anumite drepturi și privații nu pot să beneficieze de aceleași drepturi față de bugetari. Mulțumesc! Aș mai vrea să punctez faptul că am tot vorbit de carantinare și în ce măsură ne afectează, dar trebuie să punem pe tapet și problema crizei de șoferi. La nivelul Europei este o criză majoră de șoferi. Acum, cel puțin în Anglia, din cauza Brexit-ului, au plecat foarte mulți șoferi români, polonezi, dinapoi în țările lor, pentru că nu au primit permis de muncă. Iar în Anglia, ca să vă dați seama cât de disperată este situația, rafturile magazinelor sunt goale pentru că nu au șoferi. Vă dați seama că șoferii din România, dacă primesc, așa cum se dă la Tesco în Marea Britanie, 1000 de lire sterline primă de angajare, și în România este carantinat după fiecare cursă dintr-o țară galbenă-roșie, poate să fie tentat să plece în altă parte. Sunt mulți care trag de șoferii români. Deci, practic, la falimentul vine la pachet cu dispariția forței de muncă active de pe piața românească și totodată pierdem și taxele și acele contribuții, că mai sunt încă puține categorii sociale care mai plătesc contribuții în România. Vedem că toți au scutiri, bugetarii au scutiri, militarii au scutiri, IT-știi, constructorii, sunt puțini cei care au mai rămas care plătesc taxe în România. Vor pleca și ăștia, cel puțin pe partea de transport, sunt cam pe ducă. Domnule Jurjuț? Da, din punctul meu de vedere, carantinarea șoferilor practic ascunde un eșec al guvernului în ceea ce privește vaccinarea. Faptul că n-au s-a reușit să se vaccineze oamenii, eșecul lor îl trimit la noi în curte. Asta fac. Cum putem noi să obligăm niște oameni să se vaccineze? Oamenii sunt opriți în frontiere, băgați 14 zile în carantină. Ăsta este adevărul. Și domnul prim-ministru ar trebui să recunoască treaba asta. Și mai am o problemă vis-a-vis de ceea ce ne dorim. Ok, ne dorim amnistia fiscală, e clar. Ce punem în locul amnistiei fiscale, asta va fi iarăși o mare provocare pentru transportatori.
Pentru că nu e tot una ce punem și ce se va întâmpla pe viitor. Dar nimeni nu aduce cum tragem la răspundere pe cei care au făcut abuzuri. Deci noi n-am interpretat o lege, ne-am aplicat legea în tocmai. Funcționarii statului au făcut abuzuri și au schilodit o grămadă de firme românești. Cine și cum îi va trage la răspundere? Asta așteptăm de la primul ministru, să ne spună și această problemă, să atingă și acest subiect sensibil, care toată lumea îl bagă pe preț. Și încă o dată, domnule prim-ministru și guvern liberal, uitați-vă în sala asta, toți suntem antreprenori, da? Dacă numărăm camioanele, cred că avem vreo 7-8.000 de camioane în spate, cât suntem aici în sală. Toți suntem votanți de dreapta. Ăsta e adevărul. Am votat dreapta. Uitați ce ne aduce dreapta. Ne așteptam ca să sprijine mediul de afaceri. Dar măcar dacă nu sunteți în stare să ne sprijiniți, ca să nu spun că sunteți niște neputincioși, lăsați-ne în pace ca să ne facem treaba și nu reinterpretați legile. Mulțumesc! Haideți! Dați ca să nu tracăm într-un congres așa și să nu atingem subiecte politice prea mult, ar fi bine. Dar adevărul ăsta este. Dați și Lorenei cuvântul, microfonul, că vrea să adauge ceva, după care haideți să luăm și întrebări de la jurnaliști. Cred că merge, dar să vorbim și mai tare. Referitor la carantinarea șoferilor, am început să facem intervenții către autorități începând cu 8 iulie. Nu am primit niciun răspuns. Recomandarea Uniunii Europene vis-a-vis de culoarele verzi este fermă. Nu trebuie să discriminăm locuitorii Uniunii Europene față de zona din care provin. În România se întâmplă acest lucru, chiar și străinii care vin din zone roșii, dacă nu sunt vaccinați, intră în carantină dacă nu tranzitează în 24 de ore. Ni s-a răspuns de către CNSU că nu ne poate acorda facilitatea ca șoferii să nu intre în carantină pentru că ar face o discriminare față de ceilalți cetățeni. Totuși, în hotărârea 43, această discriminare există pentru că sunt o grămadă de categorii care beneficiază de necarantinarea pentru cele 14 zile. Deci sunt lucrătorii transfrontalieri, sunt studenții și mai sunt și alte categorii de locuitori ai Uniunii Europene care nu sunt carantinați, indiferent de țara din care provin. Dar, de exemplu, șoferii care provin din Ucraina trebuie să părăsească teritoriul României în 24 de ore. Doar România aplică aceste reguli. Mulțumesc! Da, bună ziua, Cătălin Deac cu Televiziunea Română. Aș avea întrebare pentru domnul Ștefănescu sau pentru oricine din prezidiu care dorește să răspundă. Dacă aveți o statistică, câți din cei 150.000 aproape de șoferi sunt vaccinați la ora actuală? Mulțumesc. Din ce am vorbit noi cu patronatele și cu firmele de transport, 50-60% sunt vaccinați. Restul, așa cum spune și guvernul, nu-i putem obliga. Dar rețineți că transportatorii de marfă, în special cei de marfă, stau lângă camioane. Ei nu coboară decât alimentează și tranzitează. Atunci nu văd de ce să-i băgăm în carantină. Noi am băgat noi în carantină când era stare de urgență imediat și cele câteva luni după. Și acum îi băgăm în carantină. Deci undeva e ceva ce nu se leagă. Aici e problema. Te rog. Acum un an și jumătate când a început pandemia, toată lumea îi făcea eroi pe acești șoferi. Păi acum le îngrădește dreptul de la circulație, care până la urmă în interesul nostru a fiecăruia, ca cetățeni. Deci în martie, anul trecut sau în aprilie erau eroi. Acum deodată... Paria. Da, suntem paria. Dacă... Bună ziua, Alexandru Zov de la Radio România Actualității. E o întrebare pentru domnul Jurjuț. Ați spus de acea marjă de 15%. Ce ar însemna efectiv o creștere a costurilor de transport cu 15% în condițiile în care partea de competitivitate este la limită. Probabil marjele de profit sunt foarte mici, 2, 3, poate 4% în cel mai bun caz.
marja la, de 15% a spus-o domnul Blaga. Da, vă pot răspunde la întrebare. Clar vom ieși de pe piață. Deci noi discutăm de o marjă de profit la o firmă care este foarte bine manageluită, undeva la 2%. Deci aici sunt la firmele care sunt în top 10. În general, pe branșă este sub 1% marja de profit. Deci nu avem cum să supraviețuim. Și este foarte important. Ok, vrei să schimbi legislația? Nu e nicio problemă. Nu începe cu trecutul. Hai să vedem, așează-te la masă cu patronatele, cu cei care știu și care lucrează zi de zi și să vedem ce facem și cum putem să mergem înainte. Pentru că în momentul când în Ungaria diurnele sunt scutite, în Polonia sunt scutite, au o grămadă de facilități, este o lipsă crasă de oameni calificați, de șoferi. Dacă noi ne vedem obligați să aducem șoferi, vă dau exemplu, să aducem din fostul Banat, care este în Serbia, din Banatul Sârbesc. O firmă îi trebuie maxim un an de zile, minim 9 luni de zile să-i facă permis de muncă. Știți cât durează în Polonia să aducă șoferi din Ucraina? 6 ore. În 6 ore au drept de muncă și pot să ne concureze. Pentru că au deja șoferi. În momentul de față nu avem șoferi. Guvernul nu ne lasă în pace să ne facem treaba. Nu cerem să ne sprijine. Lăsați-ne în pace și nu reinterpretați legile. Nu se poate să vină controle ANAF în firme în care inspectorul știe că face împotriva voinței lui și împotriva conștiinței lui, dar ia tot contul de 6-2-5 de diurne și ți-l reintegrează. În secunda următoare ești în faliment, clar. Nu ai ce să faci. Ce se va întâmpla? Șoferii vor pleca și vor lucra pentru firmele din străinătate. Până la urmă, firmele din vest nu au nevoie de concurența firmelor românești. Au nevoie de oamenii, de forța de muncă din România. Și nu înțeleg de ce guvernul României nu ia o poziție la această problemă. Mulțumesc! Bună ziua, Ana Maria Păun, Digi24. Întrebările mele se adresează oricare din dumneavoastră care ar dori să răspundă. Și aș vrea să punem acum... În urma acestor controle, câte firme au primit din partea ANAF decizii de a achita diverse sume și dacă există undeva centralizate sau dacă putem menționa exact care au fost sumele solicitate pe care firmele de transport ar trebui să le achite în urma acestor decizii? Mulțumim frumos pentru întrebare, dar asta ar fi o întrebare pentru ANAF, pentru că după cum explicam până acum, ANAF nu prea comunică. Într-o întâlnire, într-un grup de lucru, am aflat doar informația că anul trecut au fost controlate 69 de firme și anul ăsta iarăși vreo 70-80. Deci noi am aproximat că sunt aproape 200 de firme controlate, pentru că în urma acestor 120-130 de firme pe care ni le-a comunicat ANAF că le-au controlat anul trecut și anul acesta până la 31 martie, restul le știm noi din faptul că s-au semnalat managerii de transport și au zis am și eu control. Și așa am făcut o estimare și am ajuns la 200 de firme. Nu există niciun fel de informație transparentă pe această situație și nici în ceea ce privește sumele de decizie de impunere. Din tot ce ne-au spus ei, după cum am spus, sunt și situații în care firmele de transport au pierdut în instanță definitiv, deci după a doua practic judecată, ceea ce înseamnă că, indiferent că se va da sau nu se va da amnistie fiscală, aceste firme rămân în faliment. Ele rămân cu decizia, pentru că o instanță definitivă nu se mai poate modifica. Sunt și firme care au câștigat în instanță. Sunt firme care au câștigat aceeași... Sunt avocați care au câștigat cu o firmă în instanță și aceeași instanță a dat o decizie contrară peste două luni. Deci situația este extrem de gravă, pentru că vorbim de legislație total necoerentă și depinde de judecător cum s-a simțit în ziua aia. E foarte greu să-i cer unui magistrat să cunoască chichițe fiscale de detașare transnațională, când, v-am spus, nici funcționarii de la ANAF nu cunosc.
Așa cum v-a punctat domnul Jurjus mai devreme, sunt firme care pur și simplu au declarat că le-a venit inspectorul fiscal în firmă și a întrebat ce ai în contul 625, care sunt sumele pe diurnă. Ok, vă rog, pregătiți un tabel cu Excel și vă vom calcula decizia de impunere. Fără a verifica nimic altceva. Ceea ce dovedește clar că aceste controle au fost comandate. Da? Deci nu există o schemă, o prevenție. Inspectorii fiscali nu s-au dus în control și au descoperit ceva, ci au primit temă, se ducă la firmele care dau diurnă și să le impoziteze. Punct. Mulțumesc. Altă întrebare. Bună ziua, Alin Dumnescu, Alef News Media Fax. Aș avea o întrebare pentru domnul Petru Horga. Din cauza carantinării și a impozitului pe diurnă, cam care este impactul economic asupra industriei transportatorilor și asupra economiei din țara noastră? Bună ziua la toată lumea, mulțumesc pentru o întrebare. Aș vrea să răspund un pic și la întrebarea inițială, dacă cunoaștem nivelul sumelor care sunt stabilite de către ANAF. Nu, nivelul total al sumelor nu le cunoaștem, așa cum se spunea anterior, fiindcă nu avem o statistică publicată de ANAF pe acest subiect. Doar ce vă putem spune este aceea că diferențele de impozitul pe veniturile de salarii și contribuțiile sociale obligatorii stabilite de ANAF pe 5 ani în urmă ajung la dimensiunea echivalentă a cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani de zile. Deci imaginați-vă dumneavoastră că diferența de taxe numai pe diurnă ajunge la concurența cifrei de afaceri pe 2 ani de zile. Deci practic ce ai încasat, ce ai facturat 2 ani de zile, trebuie să acoperi aceste diferențe de taxe. Acest lucru contrazice orice logică economică. Deci, pur și simplu, nu cred că există nicio companie din lume care să poată susține o asemenea sarcină fiscală. Ori, acum, ca să dau răspunsul scurt, care ar fi impactul asupra continuității activității acestor companii? Este clar că nu este alt impact decât falimentul acestor companii. Dacă în secunda 2 ar fi obligate să plătească aceste diferențe de taxe, nu ar fi în măsură să plătească aceste diferențe de taxe și ar intra imediat în insolvență. Situația este destul de gravă la nivelul economiei naționale. S-au spus aici de foarte multe ori care este contribuția sectorului de transport rutier de mărfuri la PIB-ul României, plus celelalte industrii care sunt în orizontală cu transportul rutier. Dacă practic prin această recalificare a diurnelor în venituri salariale și impozitarea lor ca atare, practic se ajunge la distrugerea sectorului de transport rutier din România, care, spre bucuria și mândria noastră a României, este un sector cu capital majoritar românesc care performează în Europa. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări? Mai am o ultimă întrebare, se adresează la toți speakerii. Ce alte state nu impun carantinarea transportatorilor la revenirea dintr-o țară roșie și ce state nu ce n-au impozit pe diurnă? Aș vrea să răspund eu la chestiunea legată de impozitarea pe diurnă. Niciun stat nu are impozit pe diurnă. Diurna nu este un venit de natură salarială. Diurna este un drept al salariatului și o obligație a companiei de a fi plătită unei persoane pe perioada pe care această persoană se află fie în delegare, fie în detașare. Și peste tot în lume, aceste drepturi ale salariaților, aceste diurne, cum sunt cunoscute ele în limbajul comun, în limbajul de specialitate, indemnizații de delegare sau de detașare, acestea nu sunt impozitate, fiindcă ele sunt date salariatului să-i compenseze anumite inconveniente legate de faptul că este plecat de acasă. Îmi îngăduiți un exemplu foarte plastic, dacă un șofer îi place ciorba de roșii și acasă la el soția îi o face cu costul ei este de un euro, dacă vrea să mănânce această ciorbă în deplasare în Italia, probabil că îl costă 10 euro sau mai mult sau mai puțin. Ei, aceasta este natura acestei indemnizații de delegare sau de detașare. Și ca răspuns, nici într-o țară
indemnizațiile de detașare sau de delegare, pe scurt diurna, cum este cunoscută în limbajul comun, nu este impozabilă. Mulțumesc. Iar referitor la carantinare, nicio țară, din cele 27 de țări, nicio țară nu carantinează șoferii. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu aș... Referitor la impozitare, deci sunt state membre care își ajută operatorii de transport și în afară de diurnă dau alte sume de bani sub diverse forme, disconform pentru că dorm în cabină, bani pentru că economisesc combustibil sau conduc ecologic. Deci fiecare stat membru are o soluție, o formulă de calcul, astfel încât operatorilor de transport să fie competitivi cu ceilalți operatori din Uniunea Europeană. Dar fiecare stat membru are o componentă a diurnei total neimpozabilă. Exemplu, vă dau un exemplu în Germania, foarte scurt. Există o facilitate pentru șoferii cu dublu domiciliu și îi încurajează să vină din România. Un șofer poate primi până la 2000 de euro, dacă nu mă înșel, tax-free pe an, în afară de acea diurnă. Deci fiecare stat încurajează cu aceste facilități pentru a atrage forța de muncă din Estul Europei. Permiteți, poate reușesc și eu. În privința carantinării șoferilor, eu nu cunosc alt stat din, UE care să-și carantineze proprii șoferi. Nu știu dacă colegii mă ajută, dar nu am auzit. Deci clar, ne faultăm singuri. Iar în privința, era o întrebare de la, mai știu ce coleg, cu 15% creștere costuri. Cred că mie mi s-a adresat. Oare avem marker pentru, nu știu dacă avem marker pentru... Marker? Descris. Nu avem, așa? Nu cred. Era bine că vă rămânea întipărit. Eu sunt economist, poate văd cifrele așa. De unde am ajuns la această sumă, ca să explic? Diurna neimpozabilă se poate da până la nivelul de 2,5 ori suma acordată angajaților de la stat. Ceea ce reprezintă undeva la 35 de euro la stat. 2,5, 87,5 euro putem acorda fiecărui șofer. Bine că majoritatea nu merg pe valoare maximă, dar am luat o sumă de 70 de euro pe zi, acordată unui șofer, pentru disconfortul creat că deplasează în altă țară, se poate avea același venituri cu colegului din Germania. În 30 de zile faceți un calcul simplu, 2100 de euro, atâta îmi dă mie, nu știu, guvernul României cât îi dă, că oricum nu iasă calculele niciodată, dar dacă ne-ar întreba, i-am ajutat. 2100 net, diurnă. Bun, dacă Guvernul României, nu vorbim de trecut ca să înseamnă faliment, de aici încolo vrea ca aceste sume să le impoziteze cu impozit pe venit plus contribuții sociale, șoferii noștri, pentru a-i putea ține în țară și așa ne chinuim și nu reușim să-i mai menținem, nu numai din cauza salariului, pentru că în acest sector se câștigă destul de bine, salariul plus alte drepturi, dar din cauza condițiilor oferite tot de Guvern, indiferent de ce culoare suntem în ultimii 30 de ani, acestea sunt decisive în hotărârea forței de muncă de a părăsi țara. Mai mult decât nivelul veniturilor. Pentru că în transport, într-adevăr, este un nivel de venituri destul de confortabil. Pentru a rămâne cu aceiași bani și a nu pierde, dacă Guvernul consideră că trebuie impozitați, ar trebui să aibă pe cartea de muncă, cum îi spunem noi, cum era odată, undeva în jur de 3500 de euro. Dacă aveam un marcă special în calcul, 3500, 25% sănătate, 10% pensii, sau eu, așa, 10% sănătate, 25% pensii, 35%. La 3500 de euro, la 3000 odată 1050 și cum că 175, 1215. Bine zic, poate am și emoții. Din 3500 rămâne cu 2225 și mai luăm 10% în pozit pe venit. Mai luăm 200 și ceva de euro, acolo, 1000 de euro net, 2000 de euro net. De aici am venit cu acea creștere de 15%. Deci noi trebuie să creștem cheltuielile cu 1500 de euro per salariat. Un camion, în condiții normale și profitabile pentru o societate, face în medie în jur de 10.000 de kilometri pe lună. Noi ca să scoatem acești 1500 de euro pe care i-a mai visat și guvernul din 2015, nu mai dau nume să nu spunem că facem politică, era de altă culoare politică, dar atunci au fost două controale, atenție,
unul încheiat cu RIF și cu firma aproape în faliment și când să-l încheie și pe al doilea, acei guvernanți de la acel moment, am avut o primă sau a doua întâlnire, au înțeles problema, au înțeles că ne faultăm singuri și au rezolvat problema în cel mai scurt timp. Acum am ajuns la 200 de firme și nu avem cu cine sta de vorbă. Deci noi, ca să scoatem mai mult cei 1500 de euro, în 10.000 de kilometri, faceți iarăși un calcul, 15-15 kilometri. Și am scos banii mei. La ora actuală, un preț mediu per kilometru este cam un euro. Dacă noi trebuie să mai scoatem 15 cenți de mâine ca să-i dăm guvernului, indiferent de ce culoare fi, asta înseamnă 15%. Nu că nu vrem să aducem bani în țară, că noi asta facem de 30 de ani și nu vrem să părăsim țara și ne luptăm până în ultima clipă pentru a nu-i lăsa să o distrugă. Dar când avem ce face, antreprenorii au soluție în ultima instanță. Va fi greu la început, dar scuzați, expresia orice șut în fund, eu fac un pas. E un pas în Ungaria, în Bulgaria, în Slovacia, în cazul de față. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Blară! Dar mai sunt întrebări? Da, imediat îmi ține microfon. Sunt transportator, nu vreau să pun întrebări, numai vreau să mai clarific la antevorbitorii noștri. Amnestia fiscală, să înțeleagă toată lumea, noi nu cerem pentru noi, pentru abuzul făcut de ANAF până astăzi pentru cei 200 de firme. Pentru ei. Deci noi nu cerem amnestie fiscală, să nu, pe vremea comunismului suna altfel și eu sunt mai și am trăit și pe acolo. Legile, ANAF-ul a călcat nu numai legile ale lui de aici, a călcat și directivele europene. Deci două legi au călcat până astăzi. Vreau să vă spun în legătură cu dumpingul social. Noi avem taxe pe salarii 47 și ceva la sută. De exemplu, vă dau un exemplu, în Belgia este 10%. Dacă din februarie pachetul mobilitar care tot politicienii noștri au votat-o, fără acordul nostru, va trebui să dăm salariul minim. Cum putem noi, ce dumping social vorbim dacă Belgia, dacă am fi în Belgia, am dat 150 de euro impozite pe salarii și în România va trebui să plătim 800. Mi se pare că asta e dumping social? Nu este. Nu este. Îmi pare rău. Dumpingul social sunt făcut de aici, din București. Vor să plecăm de aici. Ne pare rău. Eu nu văd altă soluție. Deci, până la domnul ministru, prim-ministru, s-a făcut toate demersurile posibile. Eu nu sunt politic, eu sunt apolitic, de 30 de ani sunt transportator, dar așa ceva ce este aici acum, colegii mei spun că naționalizare nu este naționalizare, e mult mai grav. Deci vor distrugerea. Că naționalizarea ar fi poate peste 20 de ani, primim înapoi camioane. Care camioane? Nu primim înapoi nimic. Este mult mai grav decât o naționalizare. Și ar vrea să fiu explicit, cineva să ia măsuri să fie trași la răspundere. Vă rog frumos, dintre toți care sunt aici, cum luăm pe colegul meu care deja e în faliment, plânge, nu știe ce să facă? Când bate ANAF-ul la ușă, nu că e faliment. Deci am calculat la firma care sunt eu, administrator, ar trebui să plătesc, ANAF-ul mi-ar calcula între 10 și 15 milioane euro. Calculat pe 5 ani înapoi. Valoarea firmei, cu toată indulgența reală, nu în acte ce vorbesc, între 1 și 2 milioane euro. Ce vorbim? Nu vă supărați. Ar trebui, poate sunt și alții aici care ascultă. Deci asta este, eu cred, atac la economia României. Deci e foarte gravă situația. E mult mai grav decât, poate, v-am spus așa în cifre. Deci la o firmă care valorează între 1 și 2 milioane să vină ANAF-ul și să dea 15 milioane, așa, din pix? Nu vă supărați. E foarte grav. Foarte, foarte grav. Eu, încă dacă sunt de 30 de ani, am trăit în multe guverne până acum. Dar numai frâne ne-au pus. Pentru mine vorbesc, numai. Acum vor să ne decapiteze așa frumos, să ne dea șoferii noștri aia de afară, pentru vestici. Nu este dumping social, așa-i?
Vă rog frumos să gândească toți. Și acum când vine cineva și îmi taie capul, eu să aplec capul să mi-l taie? Vă rog frumos. Nu. O să ies afară și dacă mă amenință cu un dosar penal. Scuze, fac pe ea. Scuze. Adică vreți să spuneți că dispare atât de mare încât oamenii vor ieși la protest. Da, simplu. Simplu. Deci vă rog, mă mulțumesc că m-ați ascultat. Nu vreau întrebări. Da, practic. Ce cred că e foarte important, ce e important de transmis este că, într-adevăr, disperarea în piață este maximă și că ceea ce cer oamenii, în primul rând, este dialog. Da? Deci, este inadmisibil să trimiți scrisori, să vorbești cu un prim-ministru, cu un ministru al finanțelor, să-ți spună că în 3 săptămâni îți dă un răspuns și să nu trimite nimic. Măcar să aibă o reacție, adică... Legea e clară, doamnă. Legea e clară. O minte strâmbă face și legea strâmbă. Nu vă supra. Legea e foarte, foarte clară. Nu numai a noastră, și a european, credeți-mă. Să ne da, tocmai că urmează un prag important în februarie 2022, când se schimbă reglementarea în transporturi, ar trebui un dialog în care autoritățile, așa cum fac și celelalte țări din estul Europei... Vă bătuși joc de dumneavoastră acele comisii, de toți care sunteți aici, vă bătuși joc, dar spuneți clar, vă rog frumos, vă bătuși joc. Ați mers la ședință și aia nu au venit, așa este? Da, au, așa este. Au fixat o ședință. Nici măcar nu vă anunțat, bă, nu mergeți, că noi nu venim. Respectul autorităților, pe, am avut o ședință deci, programată. Afară și blocăm tot. Ca în alte stradă. Deci nu vă supărați. Lăsați comisiile. Că vă mânt așa pe degete, că doar specialiști. Noi suntem mai puțin în volan. Apropo de termenul dumping social, dumpingul social e un termen folosit de vestici, dar să știți că e doar folcloric spus că practic el nu există. Noi, când am intrat în comunitatea europeană, am intrat cu reguli care erau făcute de ei și nu noi le-am făcut și ne-am trezit deodată că ne acuză de concurență. Până la urmă, legile abia acum se schimbă și deci până acum termenul de dumping nu putea să fie folosit. În schimb, pot să vă dau exemplu de o mare dumping care se întâmplă la noi. Să știți că produsele agricole care vin din toată Europa, vin la noi, sunt subvenționate cu fonduri europene. Ele sunt subvenționate, practic, pentru consum propriu în țările lor. Și de asta se explică invazia de produse vestice aici, pentru că ei primesc subvenții mult mai mari decât noi. Ăsta e dumping. Hai să vorbim de dumpingul ăsta și să vezi că s-o oprească toți. Ăsta e dumping. Să vii cu produse din vest de 5 ori mai mult bani dat pe hectar, spre exemplu, și așa se explică de ce pâinea franțuzească e mai ieftină ca aia românească. Așa se explică de ce carnea din Germania e mai ieftină ca aia românească. Ăsta e dumping. Ăsta e adevăratul dumping. Nu ceea ce facem noi. Dumping face oricine. Da. Bine, haideți să ne liniștim. Cred că mesajul a fost transmis. Cred că ceea ce am avut de transmis s-a transmis. Dacă jurnaliștii mai au vreo întrebare, dacă mai doresc să vorbească cu ceilalți prezenți astăzi aici, să ia interviuri, să pot să stea după conferință. Dacă doriți prezentările sau filmul ce am arătat mai înainte, vă rog să lăsați solicitare la colegii mei înainte să plecați și le veți primi pe e-mail, inclusiv bruturi de la filme, ca să le puteți folosi în reportajele voastre. Mulțumesc mult pentru prezență tuturor și să sperăm că mesajul se va transmite mai departe și că vom primi un răspuns înainte de a scoate camioanele în stradă. Ne vedem în septembrie!